Binecuvântat să fie Domnul! Frați, surori, dragi, vă binecuvintez și pe dumneavoastră în numele Domnului Iisus Hristos și vă doresc mult har și pace să fie peste dumneavoastră, peste fiecare frate, soră de aici în parte, peste familiile dumneavoastră și peste noi toți. Slăviți să fie Domnul! Suntem la Casa Domnului, am venit ca de obicei la Casa Domnului, unde întotdeauna când venim la Casa Domnului, avem bucurii aici, prin Duhul Sfânt, căci Dumnezeu nostru este Dumnezeu viu care trăiește. Glorie Lui! Noi venim aici și ne închinăm nu unui Dumnezeu care a fost și nu mai este. Noi venim aici și ne închinăm unui Dumnezeu care a fost, este și va fi. Mărire Lui! Binecuvântăm pe El, care este singurul Dumnezeu. Și mulțumim că Dumnezeul acesta ne poartă în carul de biruință. Ia, cineva l-a întrebat pe fratele Elisei, frate Elisei, ce mai poartă Domnul în carul tău de biruință? Cred că am mai spus așa aici, parcă mi-aduc aminte. Și nu greșesc dacă spun și de data aceasta. Fratele Elisei, un înțelept, a spus, frate, mă poartă Domnul în carul lui de biruință, pentru că eu nu mă dau jos din carul, nu cobor din carul lui. Și El nu mă dă jos. Dacă rămân în carul lui, mă poartă. Binecuvântat să fie Domnul care poartă biserica în carul lui de biruință. Și în această seară să mai fim încă o dată la Casa Domnului, unde am avut posibilitatea de a ne închina înaintea Domnului, prin cântările noastre de laudă, la adresa lui Dumnezeu. Să ne închinăm cu toată adunarea, să avem posibilitatea la un timp de închinare, un timp de rugăciune, unde fiecare am putut să ne aducem problemele noastre, pentru că trăim, frați și surori și dragi prieteni aici în lumea asta, unde ne confruntăm cu atâtea probleme și necazurile sunt și peste noi, ca peste toți oameni. Dar e important pentru cei ce se cred în Domnul, că cei ce se cred în Domnul au o speranță. Au o nădejde. O nădejde care nu înșală. O nădejde vie. Oamenii au nădejde în lumea aceasta și sunt mulți oameni cu multe nădejde. Și nădejdele acestea de multe ori pot să înșele. Și oamenii nu mai ajung să fie fericiți, nu mai ajung să fie împliniți, pentru că nădejdea lor s-a scuperat. Speranța lor și în ceea ce și-au pus ei în credere, în avere, în mașină, în casă și în avere. O alte cuvinte. Se poate întâmpla să ne pierdem. Putea la un cutremur să pierdem casa. Putea să pierdem și pe unii din cei dragi ai noștri. Inundații care au trecut peste țara noastră. Și au fost oameni care au murit în necați în apă. Au venit apele și au luat case la rând și le-au mânat, le-au dus. Noi, în această seară, prin îndurarea Domnului, putem să spunem, Doamne, îți mulțumim. Și te binecuvântăm, pentru că suntem în pace, că suntem fericiți, că suntem în casa ta. Slăviți să fie Domnul! Ne bucurăm în această seară, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră, fratele păstori, fratele Romii, și împreună cu familia noastră, fratele Daniel și Simida, care își aduc a doua odrasă la Casa Domnului, Beatrice Simida. Am adus-o la Casa Domnului să o închine înaintea Domnului, ca Domnul să dea binecuvântare. Fratele Romii a citit un pasaj din Cuvântul Domnului, care este potrivit cu împrejurarea aceasta. Și frate, eu îmi mult să pună textul acesta. Sigur că o să vorbim din Cuvântul Domnului, pentru că Biblia este mare, Cuvântul Domnului este bogat. Și totuși aș vrea să vedem, dragii mei, frați și surori și prieteni, că și Domnul Iisus Hristos își face loc și chiar pentru copii. Am putea să spunem noi, au spus cei din vremea lui și au considerat că nu-i nevoie să vină cu copiii la Domnul Iisus Hristos, să mai necăjească pe Domnul Calde de pe Mântuitorul, să împiedice în lucrare. Așa au considerat ei. Și Domnul Iisus Hristos, interesant, spune că s-a mâniat. Auziți? Domnul s-a mâniat. Și a spus, nu, nu, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Și i-a dat o lecție, un exemplu ucenicilor și celor ce erau acolo și le-a spus că dacă cineva nu se comportă ca un copil, nu va putea să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Nu va putea să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos a venit să ne spună, să ne arate că
Eu sunt tatăl tău, sau eu sunt fratele tău mai mare și nu știu mai mult. Un copil când vine... Într-adevăr, așa este, pentru că e minte de copil, da. Un lucru important pe care putem să-l învățăm, dragii mei, de la copii, e un lucru nu de mică importanță, de mare importanță. Și asta vrea Domnul să pună în fața ucenicilor și a celor ce erau acolo. Să arate căci copiii sunt acei care sunt curați la suflet. Inima lor este curată. Ei acum se ceartă, acum se bat. Și imediat se fac. N-ați văzut sau n-ați auzit de cazul când două familii din pricina copiilor s-au bucat la cealaltă părință. Copiii între copii au neînțelegere, s-au bătut, sau ei, la o la altă, da? Și-au mers la părinți, ca așa făcut. Cum la părinți? Un copii părinților m-a bătut cu tare, așa. Alți părinți care sunt mai apă, tu repede să facă de tate pentru copii. De multe ori, vă știți că nu e așa de sănătos, nu e așa de. Dumnezeu ne-a dat mulți copii și vreau să ții mai buștiți, dar am fost acel om care trebuia să apăr, acel tată, să apăr copiii. Dar nu pentru orice. Întâi am stat să cercetez. Întâi am stat să văd. De cele mai multe ori mi-a spus, dacă nu vă place, voi sunteți mai mulți. Jucați-vă voi singuri, eu fac. Nu vă băgați între ei. Că n-aveți, de multe ori s-au zis ceva bun. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat și Dumnezeu ne-a ajutat să-i crește. Dragii mei, așa cum a spus, părinți care se ceartă și poate luni de zile și poate ani de zile sunt mânioși, sunt supărați unii pe alții, nu se mai salută. Din pricina copiilor, că copiii s-au certat, s-au bătut. Și interesant, copiii atunci s-au bătut și poate peste oră când se duc înapoi, din nou sunt prieteni, din nou să joacă, din nou împac jucăriile. Vedeți? Domnul asta a vrut, dragii mei, să arate, să dea o lecție tuturor celor din vremea aceea, căci dacă cineva nu se comportă în sensul acesta ca un copil, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Noi vrem Împărăția lui Dumnezeu. Și îi mulțumim că Dumnezeu ne-a promis. Și mulțumim că Dumnezeu ne-o dă. Slăviți să fie Domnul. Dar să fim acei oameni care să ne comportăm după Cuvântul lui Dumnezeu, ca să putem într-adevăr moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos și-a făcut loc pentru copilaș. Pune cuvântul Domnului că El i-a luat în brațul și i-a binecuvântat punându-și mâinile peste ei. Cei care aduceau copilașii la Domnul Iisus Hristos erau mulțumiți. Au venit cu un gând să ne ducem. Să ne ducem copiii să se atingă Învățătorul, Mântuitorul, să se atingă de ei. Ce fericire pentru ei. Ei așa au crezut că dacă Mântuitorul se atinge de ei, copiii lor vor fi binecuvântați, vor fi fericiți. Erau mulțumiți cu atât doar să se atingă de ei. Sigur că ei au avut credință, pentru că au auzit că Domnul Iisus Hristos a vindecat bolnav, că Domnul Iisus Hristos a vindecat femeia cu scurgere de sânge care s-a apropiat de bolhaine Mântuitorului și că Domnul a descoperit-o și a spus cine s-a atins de mine. Și ucenicii au zis, dar ce mai întrebi Învățătorule, cine s-a atins de tine, că mulțimea care te mulțește și mai pui întrebarea aceasta, nu, nu, din mine a ieșit o putere de vindecare, slăvit să fie Domnul. Femeia s-a văzut dată de gol și a venit și a mărturisit. An la rând și-a cheltuit averea cu medici și cu doctorii și n-a putut să primească vindecarea. Dar într-o zi s-a întâlnit cu Domnul, s-a atins de pola hainei lui și a fost vindecat. Ucenicii, cei ce erau acolo, toate acestea le știau. Oamenii care au venit cu copiii, cum spuneam, știau lucrurile acestea și aveau dorința aceasta să se atingă Domnul de ei. Și erau mulțumiți. Domnul a făcut mai mult. I-a luat în braț. Apoi și-a pus mâinile peste ei. I-a binecuvântat. Slăviți să fie Domnul. Dragii mei, sigur că Domnul Iisus Hristos n-a desfințat binecuvântarea copiilor, n-a desfințat binecuvântarea poporului lui Dumnezeu. Încă din vechime, dragii mei, dacă privim și ne uităm, Cuvântul Domnului ne arată și ne învață chiar din Cartea de Deuteronom, în capitolul 28, cu primele versete, Cuvântul Domnului ne arată și ne vorbește despre binecuvântare. Vorbește Domnul despre binecuvântare, dar în același timp vorbește și despre blestem.
De pe o munte se rostea binecuvântările, de pe celălalt munte se rostea blestemurile. Însă Domnul Iisus Hristos a venit și n-a desfințat binecuvântările, dar a desfințat blestemurile. Și Domnul Iisus Hristos a zis, ați auzit că s-a zis despre blestemuri, despre așa mai departe, să întorci celui ce-ți face înapoi cum ți-a făcut, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, mână pentru mână și așa mai departe. Și Domnul a spus, nu, nu, voi sunteți chemați să binecuvântați și să nu blestemați, să viți să fie Domnul. Asta a făcut-o Domnul Mântuitor. Însă din vechime, binecuvântarea Domnului, și vreau să arăt în câteva minute, dragii mei, vreau să las locul cu fratele tău, fratele Romii, am spus, fratele Romii, vreau să împărțim, pentru că lucrarea lui, personala mea, lui, chiar dacă e din familia noastră, dar e lucrarea pe care o slujim noi, biserica și înaintea Domnului. Prin harul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a chemat la slujire. Și vrem în dragoste să slujim înaintea Domnului și înaintea bisericii. Domnul să ne ajute. Domnul să ne binecuvânteze și pe noi ca slujitori și pe dumneavoastră, frați și surori, care stați de data aceasta să ascultați Evanghelia, să ascultați Cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că predica sau predicile din seara aceasta nu vor fi pentru Beatrice Mina. Nu, nu. Predicile din această după-masă, din această seară, sunt pentru noi care suntem mari. Sunt pentru copiii care pot să înțeleagă. Copiii care pot să deosebească binele de rău. Pentru noi este predica, este Cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne atingă prin Duhul Sfânt. Atât pe noi, cei în vârstă, cei bătrâni, cât și cei tineri, și copii, să ne atingă Domnul prin Duhul Sfânt, să ne miște inimile noastre, să înțelegem că Dumnezeu ne vrea pentru El. Și El să lucreze, așa cum a spus, prin Duhul Sfânt, la inimile noastre și să ne deschidem toată inima pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu, care a fost promisă și a plătit Mântuitorul pentru fiecare intrare în Împărăția lui Dumnezeu. A plătit Domnul Iisus Hristos prin jertfa Lui la Golgota. Îl glorificăm și îl binecuvântăm. Slăviți să fie numele Lui. Despre binecuvântare s-a citit și în Vechiul Testament revine. Ne arată Deuteronom și ne spune, iată binecuvântările Domnului care vă vor însoți. Și sunt enumerate acolo. Dar era condiționat. Deci binecuvântare sau binecuvântări condiționate de ascultare. Mântul Domnului ne arată întâi Dumnezeu, dacă veți asculta de glasul Domnului Dumnezeului vostru și veți păzi legile și poruncile, veți fi binecuvântați la plecare, veți fi binecuvântați la întoarcere, veți fi binecuvântați la câmp, va fi binecuvântat coșul vostru și așa mai departe. Sunt enumerate acolo, luați care vreți Cuvântul lui Dumnezeu când mergeți acasă și citiți. Așa de frumos toate puse, așezate acolo. Și dacă aș întreba pe cineva în seara aceasta de aici, sigur, familia Pop a venit cu dorul, cu dorința, cuvântul acesta, ca fetița lor să fie binecuvântată de Domnul. Dar copiii dumneavoastră de aici, n-ați vrea să fie binecuvântați de Domnul? Dar noi n-am vrea să fim binecuvântați de Domnul? Frați și surori, toți am vrea. Ce înțelegem prin binecuvântările lui Dumnezeu? Ce înțelegem prin cuvântul acesta de binecuvântare? Tot ce e bun, tot ce e desăvârșit, tot ce e frumos și de folos pentru noi, ce vine de la Dumnezeu, acestea este binecuvântare. Slăviți să fie Domnul! Și Dumnezeu i-a binecuvântat cu viață. Și mulțumim că Dumnezeu a dăruit să fim aici oameni, frați și surori, oameni în viață. Și mulțumim că viața e o binecuvântare. Dumnezeu a hotărât să fim aici. Dar un timp în care trebuie să ne pregătim în timpul acesta pentru viața de dincolo. Doamne ajută-ne! Și Domnul să ne binecuvânteze. Dragii mei, deci binecuvântarea era și este și la ora actuală este condiționată. Deci, în primul rând, copiii Israel trebuiau să asculte. Familiile care vin cu copiii la binecuvântare, aș vrea să vă arăt, dragii mei, în scurte cuvinte, că ei trebuie să asculte în primul rând de Domnul Dumnezeu ca copiilor să fie binecuvântați, ca ei să fie binecuvântați. În primul rând, ei trebuie să trăiască o viață după Sfintele Scripturi, după Cuvântul lui Dumnezeu. Ei trebuie să aibă viața în rânduială. Ei trebuie să păzească legile, poruncile lui Dumnezeu și să stea aproape de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu se angajează ca copiii să îi va binecuvânta copiilor.
Dacă ne uităm în Vechiul Testament, avem exemple pozitive când vedem familii. Familii care erau oameni în casa lui Dumnezeu, oameni în poporul lui Israel. Oameni care au stat lângă Dumnezeu și oameni de care Dumnezeu s-a folosit. Familia Manoah, Dumnezeu s-a folosit de oamenii aceștia. În vremea aceea, să știți că poporul Israel erau bătuți. Li se lua grâul de pe câmp. Li se lua tot ce aveau și erau ocărâți, era poporul Israel suferea. Și era din pricina neascultării lor. Pentru că l-au părăsit pe Domnul, n-au rămas lângă Dumnezeu. Și în loc de binecuvântările cerului, care erau pregătite și promise de Dumnezeu, și Dumnezeu întotdeauna și-a venit cuvântul mărire Domnului. Pentru că Dumnezeu ce zice, face, glorie Domnului Iisus Hristos. Și dragii mei, ei, în loc de binecuvântări, au venit necazurile, au venit problemele, au venit vrăjmașii peste ei. Și totuși, în vremea aceea, iată, că ne spune cuvântul Domnului că acolo era, în Israel, acolo, era un om cu numele Manoah. Era un om. Nevastă sa n-avea copii, ne spune cuvântul Domnului. Și vine Îngerul Domnului și la femeie când era pe câmp și îi spune Îngerul că ea va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi spune ce trebuie și de ce trebuie să se ferească. Și femeia aceasta, putem să învățăm de aici că în casa aceasta, în familia aceasta, era unitate, era înțelegere, era dragoste între soț și soție, chiar dacă ei n-aveau copii. Dar ei erau oamenii lui Dumnezeu, oameni care știau să stea pe genunchi, oameni care știau să se roage, oameni care știau să stea aproape de Dumnezeu, oameni care știau că trebuie să aducă jertfe înaintea Domnului, să facă tot ceea ce trebuie. După cuvântul lui Dumnezeu, iată o familie unită, o familie pe care Dumnezeu, la momentul potrivit, când El hotărăște, se folosește de familia aceasta. Gândiți-vă când ar veni soția unuia de aici să spună, auzi soțule, am fost la câmp și a venit, mi s-a arătat un bărbat, cred că un înger a fost de la Dumnezeu și uite ce mi-a spus. Care din soți ar crede? Care din soți ar crede? Sau ar spune, cine știi ce ai văzut, draga mea? Sau cine știi cu cine te-ai întâlnit? Cine știi cine a vrut să te băjocorească? Sau să râde de tine? Sau știu eu mai ce? Cam așa s-ar întâmpla în alte familii, din nefericire. Dar nu, ei, între ei era unitate, între ei era dragoste, ei aveau încredere unul în celălalt. Și oamenii acestea au rămas sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Chiar dacă în țară era probleme, chiar dacă în țară era dezastru, vrăjmașii au venit peste ei. Totul Dumnezeu a mai avut oameni care au rămas lângă Dumnezeu, familii care au rămas unite. Și femeia aceasta, după ce îi solisește, zice, spune, soțile ei, care a crezut-o pe cuvânt. Și n-a mai discutat alte lucruri, a spus, hai să ne mai rugăm, soția mea, hai să ne mai rugăm încă o dată Domnului, să mai vină omul lui Dumnezeu încă o dată, să ne spune încă o dată cu privire la copilul care se va naște. Ei au crezut, soțul a crezut, soția a crezut și fac din nou, se pleacă pe genunchi și din nou se roagă lui Dumnezeu. Și Îngerul se arată din nou, tot femeie. Și femeia fuge după bărbat. Știți istoria, e bărbatul și Îngerul îi spune tot ceea ce trebuie să facă, să se ferească și de ce să se ferească. Și vreau să vă spun că s-a născut un copil, însă din nefericire, copilul acesta care trebuia să izbăvească pe Israel, din nefericire copilul acesta, pentru că dacă părinții trebuie să rămână ca să fie binecuvântați ei și copiii de Domnul, aș vrea să vă spun că la rândul lor copiii, când sunt mari, când pricep, când înțeleg, când aleg ei, dacă rămân sub binecuvântarea Domnului, Dumnezeu îi binecuvântează continuare. Amin? Slăviți să fie Domnul. Iar dacă aleg în altă parte, să ducă în lume, binecuvântarea Domnului nu mai rămâne peste ei. Dumnezeu își trage mâna de peste ei și ei nu mai rămân sub binecuvântarea Domnului. Așa s-a întâmplat și cu Samson, băiatul care s-a născut. Familie unită, familie, frați care au stat lângă Domnul. Copii al lui Dumnezeu. Copilul acesta, în loc să asculte ceea ce a spus părinții, a luat alte lucruri care nu era potrivit. Le-a spus când era cu privire la căsătorie, totul nu sunt fete,
neamul tău, în poporul tău. Nu, luați-vă că-mi place. Așa se întâmplă, dragii mei, cei care nasc de copii, din nefericire spun copii, fraților, care nu rămân lângă Dumnezeu și nu ascultă de părinți, care mai sunt în viață încă și îi sfătuiesc. Întâmpină probleme și necazuri, apoi divorțuri și alte și alte lucruri grele și urâte. Dumnezeu să ne ferească de acest lucru. Dumnezeu să binecuvânteze copiii în ochii tuturor. Binecuvântările de sus și de jos. Amin? O, Doamne, binecuvântează adunarea aceasta. Doamne, binecuvântează-ne pe toți. Toți avem nevoie de binecuvântările Domnului, mărire Domnului. Dar așa cum a spus, binecuvântarea este condiționată. Condiționată pentru copii și pentru părinți. Domnul să ne facă să înțelegem. Apoi, în alt gând, aș vrea să arăt că și părinții au obligații, datorii, înaintea lui Dumnezeu și înaintea legilor țării, față de copii, pe care Dumnezeu ne-a dat și cei care vin în familiile tinere, în vremea aceasta, au datoria de a-i crește, de a se îngriji de ei, să nu ducă lipsă de nimic, să le dea tot ce are mai bun, ca așa vor părinții, nu? Așa fac părinții. Și până la urmă, și copiii, când sunt mari, au datoriile lor. Și ei, ca să asculte, să-ți respecte părinții, să rămână în învățătura pe care părinții, că și aceasta este o datorie a părinților, să ne învățăm copiii noștri, legea Domnului, să le vorbim despre minunile lui Dumnezeu, să arătăm lucrările lui Dumnezeu din Cartea Sfântă și din experiența noastră trăită. Ați observat copilașii, cum le place să le povestească bunicii, întâmplări sau părinții. Tată mai povestește, mamă, bunicule, bunică, mai spunem. Ei tipăresc în mintea lor că sunt mari. Se gândesc la lucrurile acestea. O, Doamne, ajută-ne să ne învățăm copiii în legea Ta. Ajută-ne, Doamne, să ne putem ruga pentru ei. Că vine vremea când copiii noștri se duc, zboară, se duc, cum spunem noi, în limbajul nostru. Fiecare se duc, formează case cu familiile lor. Dar nu putem ca să mai supraveghem, dar este unul care supraveghează pe ei și pe noi. Este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și El, mă rog, ca ochii Lui și mâna Lui să o întindă peste toți copiii bisericii și peste noi toți, ca noi să avem binecuvântările Domnului pe care ne-am bucurat până aici și Dumnezeu se angajează să ne poarte de grijă. Slăvit să fie Domnul! Domnul să ne binecuvânteze, dragilor, să ne ajute să rămânem credincioși Domnului până la capul vieții noastre. Amin. Amin. Spre slava Domnului și familia Creța.